făcut anul trecut, vrem să-l îmbunătățim și vrem să ne facem cunoscuți, cât mai cunoscuți pe piață. Aștept sugestii. Sunt nouă, dragă. E pești? E pești? Da. Nu, nu știu. Nu e flash. Nu e flash. Da. Sunt acolo și stai la interviu aici. Da, acolo, răspuns. Și aici mai mult. După pe observație, adică paginile nu au releu distincte. Adică dacă vreau să fac link, pot să fac link, dar are acel PS3, dar motoare de căutare, vreau să scrie mai mult. Da, mi s-a spus asta. Acum, cei care ne ajută să facem site-ul, ne-au spus că doar prima pagină este indexată care dată asociez culoarea neagră cu site în general și pe internet și un intri pe monitor așa, cu astea cu mulți. Sau mai dau eu de... Să-i 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 să-i
E dură culoare, e o culoare dură, e o culoare care te șochează, așa, nu știu, te ține așa încordat. Asta e o părere mea, trebuie să faci culori cu publicitate, când vin publicitate, trebuie să vin publicitate deschisă. Asta e, eu aș avea interes la firma asta. M-ar interesa în primul rând ce face, cum face, ce avantaje am și cât costă. Găsesc așa ceva? Prețurile nu cred că o să le punem pe site. Foarte. Nu se poate așa ceva. Îi dau discount de 50% la mâine, cum să pună pe site? Nu, dar de fapt... Nu vând ceai. Nu vând ceai, ci e total. Provizorii noștri au prețuri în funcție de perioada anului. Bun. Și e destul de greu să... Intră la transparență. Dom'le, am făcut nu știu ce clip, l-a costat atât. Atât. E... Vă contrazic. No. Nu este greșit să pui prețuri. Română, engleză.
și Adriana ar vrea să faci un script, JavaScript îl faci un fișier separat, se încarcă o singură dată, nu de fiecare dată se încarcă până dacă se încarcă din nou tot script. Deci știu când trebuie să fac. Asta e o chestie foarte hardcore. Poți să explici mai bine asta, care e mai interesant? Deci, dacă dau să vedem scripta, în mod normal are acolo o mică introducere la început, meta name, nu știu ce, și are o cuvință, are script sârcă. Egal, ceva, nu știu dacă se vede până acolo, dar scrie acolo, până la mijloc poate. Așa, avea un script apelat extern, da? Bun. Mai jos. Astea sunt scripturi care nu sunt apelate extern, sunt scripturi care sunt în interiorul paginii, da? Deci asta poate să le facă un fișier JavaScript și cum ai văzut apelat extern fișierul JavaScript anterior, să facă și pe ăsta. Și atunci numai când e nevoie de el, îl apelează, că nu e unul din carte. Da, și mai e o chestie. Fișierul JavaScript poate să-l încarci odată și data viitoare când îl pui pe pagina asta, el îl verifică. Deci, tu când downloadezi un site, el salvează în cache niște fișiere. Da, da, da. Ok. Și dacă nu s-a actualizat, dacă nu s-a modificat nimic la fișierul, nu mai încarcă un codat, se încarcă pagina mai repede. Asta e reportul meu. Plus, sunt motoare de motoare, dacă nu poți cu JavaScript, e posibil să-l ignori. Deci, dacă ai o pagină foarte lungă pentru JavaScript, motorul de căutare trebuie să citească, pentru că el caută HTML-ul și le citește, citește până la HTML-ul. Dacă tu le-am citit extern cu JavaScript-ul, zice, băi, mai bine nu mai duc pe JavaScript-ul, dar și așa nu prea citesc bine JavaScript-ul, nu ne mai cite, pe ignor. Și aș vrea de la HTML. Mai vreți să adăugați ceva? Ok, cam asta a fost, nu?